În continuare vom discuta despre piețele valutare. Menționam faptul că ieri a avut loc decizia de dobândă a Băncii Centrale Europene, care a fost urmată de conferința președintelui BCE Christine Lagarde. În cadrul acesteia, șeful BCE a declarat faptul că aprecierea recentă a euro nu reprezintă un motiv de îngrijorare, astfel nu va fi urmărită țintirea cursului valutar. Inițial, comentariile au determinat un raliu la nivelul euro, dar mare parte din această mișcare vedem că a fost pierdută ulterior până la închiderea sesiunii. Astfel vorbim despre o testare inițială a unui maxim intraday la 1.9175, de unde vedem că a avut loc o revenire, iar avansul înregistrat în timpul sesiunii de ieri a fost pierdut aproape în totalitate. Mai mult, depășirea zonei de la 1.19 părea un punct cheie pentru cumpărători, cel puțin pe termen scurt, dar vedem că o redresare din partea dolarului american a pus capăt speranțelor cumpărătorilor de euro, cel puțin pe termen scurt, și în continuare moneda europeană continuă să aibă probleme. Da, într-adevăr, dacă vorbim despre o perspectivă pe termen mai lung, aceasta rămâne în continuare una ascendentă, întrucât ne aflăm în interiorul unui canal ascendent pe termen mediu, am putea spune, dar vedem totuși tot mai multe semnale problematice. În ciuda unor comentarii optimiste din partea oficialilor europeni, investitorii nu s-au arătat foarte entuziasmați de aceste informații, cel puțin pentru pe termen mai lung, ci am văzut doar o reacție de orgoliu, o reacție pe termen scurt. Sesiunea de astăzi aduce date interesante, am putea spune. Este vorba despre indicele prețurilor la nivelul mai multor economii europene, precum cea italiană sau dacă vorbim despre situația la nivelul inflației din Germania. Totuși, este vorba despre o serie de date actualizate care, desigur, vedem că mare în parte au fost în ton cu așteptările și nu au indicat surprize care să poată fi transpuse în mișcări semnificative la nivelul atitudinii și la nivelul monedei unice europene. În acest context, desigur, prețul este posibil să-și continue această tendință ușor laterală pe termen scurt, dar în același timp o tendință ascendentă pe termen mediu. În continuare, foarte importantă va fi direcția și performanța pe care o va înregistra dolarul american, întrucât acesta ar putea să fie principalul motor al perechii. Ceea ce privește situația la nivelul lirei sterline, aceasta și-a continuat căderea pe măsură ce relațiile dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie au rămas în continuare tensionate. Astfel, oficialii europeni au anunțat, le-au transmis omologilor lor din Marea Britanie
faptul că ar trebui să renunțe urgent la planul de a încălca acel acord de părăsire a Uniunii Europene, întrucât reprezintă o încălcare a legislației internaționale și a acordului semnat între cele două părți. Totuși, Marea Britanie a refuzat să ia în seamă acest sfat și pare să pună presiune pentru acceptarea unui draft de lege care ar duce la anularea a 4 ani de eforturi de a atinge un numitor comun între cele două tabere. Prin urmare, vorbim despre o situație în continuare tensionată și care pune și mai multă presiune asupra lirei sterline. În contextul actual, lira înregistrează o scădere de aproximativ 3,5% în raport cu dolarul american doar în această săptămână. Prin urmare, vorbim despre o situație problematică, mai ales dacă avem în vedere și contextul destul de slab la nivel local în ceea ce privește planul economic și problemele cu care s-ar putea confrunta economia insulară în următoarea perioadă. În această dimineață asistăm la o ușoară revenire după ce am asistat la un ricoșeu de undeva din zona 27.695, unde se află un nivel de susținere marcat de o retragere Fibonacci de 38,2% din secvența ascendentă de la sfârșitul lunii iulie. Toată această redresare vine pe fondul publicării unor date din economia britanică. Este vorba despre date privind producția industrială și producția din sectorul manufacturier. Astfel, vorbim despre o îmbunătățire a situației în luna iulie. La nivelul sectorului manufacturier, o contracție în termeni anuali mai mică decât se aștepta, minus 9,4% față de minus 10,5% prognozat. Iar în ceea ce privește producția industrială, la fel, o contracție minus 7,8% în termeni anuali față de minus 8,7% așteptat. Prin urmare, s-a observat o ușoară îmbunătățire. Rămâne de văzut dacă încrederea pe termen scurt va putea fi extinsă, mai ales dacă avem în vedere faptul că prețul se apropie de un nivel relevant la aproximativ 28.450. Se află un punct susținut de o retragere Fibonacci de 50% din același impuls ascendent de la sfârșitul lunii iulie, motiv pentru care rămâne de văzut cum vor reacționa traderii în această zonă. Dacă vorbim despre USD-JPY, situația continuă să aibă o evoluție ușor nehotărâtă, am putea spune. Nivelul de volatilitate este ridicat, iar în ciuda acestei tendințe ascendente destul de bruște, destul de abrupte, vedem că pe alocuri traderii dau semne de incertitudine. Într-adevăr, prețul a reușit să revină deasupra zonei de susținere de la 106, zonei de rezistență, de la 106-160 și pare să se îndrepte către testarea unor maxime locale la aproximativ 106-266. Rămâne de văzut dacă această barieră va fi depășită. Aprecierea vine pe fondul unei îmbunătățiri a atitudinii și apetitului pentru risc la nivel global, dar și pe fondul redresării dolarului american care a fost înregistrată în ultima perioadă. În ceea ce privește datele din SUA, datele din Japonia, mă scuzați, în această dimineață au fost publicate informații privind condițiile sectorului manufacturier din Japonia, unde a fost înregistrată o îmbunătățire pentru al treilea trimestru. Astfel, acest indicator a reușit să
se redreseze de la minus 52,3 puncte până la o valoare ușor pozitivă, 0,10 puncte. Prin urmare, vorbim despre o ușoară redresare, dar aceasta nu a fost suficientă pentru a impulsiona performanța ienului japonez și astfel vorbim în continuare despre o influență strict din partea dolarului american. În contextul actual, după cum spuneam, zona 106-266 rămâne un punct relevant, iar în ceea ce privește performanța din această săptămână, vorbim despre o scădere a prețului de 1,46%, iar în ceea ce privește sentimentul de piață, vedem că acesta pare destul de echilibrat, dar înclină ușor către tabăra cumpărătorilor, 52,1 față de 48%. Prin urmare, vorbim despre o situație destul de echilibrată, iar acest lucru se vede și la nivelul graficului, întrucât vedem foarte multe oscilații între lumânări verzi și lumânări roșii, care indică schimbări rapide de atitudine, cel puțin pe termen.